Am votat un proiect de management pentru centrul cultural.
constituțional și s-a respectat, iar când s-a votat, apare că au votat 12 consilieri, s-au abținut cei de la USR cu doamna Dumitru, iar eu am votat pentru prelungirea mandatului doamnei Lavinia Năstase. Total greșit, pentru că eu am spus că nu vreau să-l ceret să votez ceva ce este ilegal, pentru că este la latitudinea primarului dacă prelungește sau nu mandatul managerului Centrului Cultural. Asta una. Și în al doilea rând, nici domnul Diaconu, nici domnul Marinică și nici doamna Zenica Dumitru nu au votat. Nu s-au abținut, nu au votat. Așa că rugămintea mea este, pe viitor, domnul primar, aș vrea să propuneți ca să luăm o aparatură pentru a registra ședințele centrului Consiliului Local. Le vede și în lege. Pentru că eu cred pe doamna secretar că nu a apucat, dar chiar asta a specificat. Nu cere, te rog, să votezi ceva ce este ilegal. Așa că trebuie să facem modificarea în procesul verbal. Și pe viitor am spus, haideți să facem ceva, pentru că și în mandatul anterior am propus și nu s-a rezolvat. S-a de microfoane, a apăsat pe cu degetul și s-a prins microfonul, vorbește. Prindem un buget, asta vrem să facem inclusiv sala. Știți bine, până nu se aprobă bugetul, nu putem face nimic. Deci, am uitat în propunerea de buget și nu există acest sistem prevăzut în prevedem acum sau îl prindem în viitor cu care este, este o machetă, okay. Pentru că luni la ora 12 au venit cuotele, am putut o colegă de înainte, bugetul urmează să-l dezbatem, să avem discuții cu fiecare formațiune politică în parte. Eu am inclusiv broșura dumneavoastră, a mea bineînțeles că mi-am ținut, la tuturor formațiunilor politice, ce am promis cetățenilor eu, ați promis și dumneavoastră să suprapun. Venim cu altceva în plus, venim cu el în plus, de comun acord stabilim și intrăm cu el într-un mod civilizat și normal ca să treacă bugetul, să fie funcțional, să putem derulăm activitățile care urmează să le facem pentru locul 13 de. Deci, încă nu este o machetă. Este prins, dacă vă uitați acum la capitolul cheltuieli materiale, o sumă mai mare, dacă de acolo să urmeze să le debalcăm. Pentru că sunt anumite situații, avem niște străzi care noi trebuie să aruncăm bani în continuare, iar ele sunt între contractul în 2018. Și să vedem situația din punct de vedere tehnic, economic și ulterior juridic privind acele străzi. Sunt și obligat prin lege să continui cu ele, pentru că nu sunt terminate și nerecepționate. Automat, ați văzut o sumă de bani blocat acolo. Și n-ai ce să faci până la sfârșitul lunii iulie. Și de acum să încerc, dacă e, dar nu se pot face, să faci o rectificare bugetară, să te duci pe alte capitole, pe alte investiții, pe alte lucruri. Știți că nu se poate face asta de când la 31 octombrie, până faci tu, până faci pentru altele, să ne axăm pe ceva, ceea ce putem face și să fie realizabil până la sfârșitul acestui an. Se va aproba luna viitoare, undeva pe 20. Mergem mai devreme, eu aș vrea să mergem până la 15, nu fiind în primul timp. Da? După aia 30 de zile nu pot să funcționez pe el. Gândiți-vă că ajunge la sfârșitul lunii mai, până ce să faci, iunie, iulie, încep concediile, septembrie, octombrie, deja nu trebuie să începe. Da. Bun, deci revin asupra procesului verbal. Cine este pentru? Cu modificare. Cu modificare. Ați făcut cumva un proiect de bine? Da, un mic lucru. Este expus ăla, dar sunt niște cote care le-au dat. Cotele, spre exemplu, pe învățământ, cotele pe creșe, cotele pe grădinițe, nu le-au repartizat. Nu le-au repartizat, e pus pe site, a fost obligația noastră până la arcă sau la mișă. Nu a luat, dragi Ștefane, doar tuturor oamenilor din țară, nu numai eu. Și luni la ora 12 ne-a dat cote. Vă arătăm falsul din oamenii. Nu este un buget, este o machetă, așa ești obligat. Pe cotele care repartizează, poți să le faci. Va fi făcută ca și în celelalte localități dezbatere publică pe acest lucru. Ești obligat pe legi, nu? De acord. 30 de zile. 30 de zile trebuie să faci dezbatere publică. 30 de zile. Stabilim vorba de la domnul cultural. Să facem un plan ca să nu vină oameni. Să fie în timp. Pandemie. Exact, să fie făcută în timp. Păi ziua, e ca și ce nu e ridicat. Nu ai. Da, de unde pentru că amiază sau sâmbătă, mergem cu toți, nu e un secret să meargă Belgea cu cultura ceva. Suntem cu toți în echipă să mergem să facem ceva pentru locuitori. Ok. Ne timp o dată.
revin asupra procesului verbal. Și cum a fost cu modificările făcute de domnul consilier Cubaru. Cine este pentru? Când am participat la ședință, nu pot să vă. Am vaccinat deja. I-a vorbit anticorpi natural. Dar cu tine vorbim de ziua ședinței de astăzi, acum a fost prinsă în invitație. Un an, doi, cât? Unu, proiect de hotărâre inițiat de primarul orașului Bucovenesc, județul Argeș, privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local ca membru în Comisia de Evaluare a ofertelor de licitație publică în vederea închirierii bunurilor proprietate UAT Bucovenesc, județul Argeș, trimis spre avizare Comisiei de Specialitate numărul 1, buget 2. Proiect de hotărâre inițiat de primarul orașului Bucovenesc, județul Argeș, privind transferul de sume pentru centru cultural Bucovenesc pentru luna aprilie 2021, trimis spre avizare Comisiei de Specialitate numărul 1, buget. Proiect de hotărâre inițiat de primarul orașului Bucovenesc, județul Argeș, privind aprobarea contului anual de execuție bugetară al orașului Bucovenesc, județul Argeș, încheiat la data de 31.12.2020, trimis spre avizare Comisiei de Specialitate numărul 1, buget. 4. Proiect de hotărâre inițiat de primarul orașului Bucovenesc, județul Argeș, privind desemnarea consilierilor locali în Comisia de Evaluare a Performanțelor Profesionale Individuale ale Secretarului General al orașului Bucovenesc, județul Argeș, pentru activitatea desfășurată în anul 2020, fiind trimis spre avizare Comisiei de Specialitate numărul 2, învățământ și cultură. 5. Proiect de hotărâre inițiat de primarul orașului Bucovenesc, județul Argeș, pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Consiliul Local al Orașului Bucovenesc, județul Argeș, trimis spre avizare Comisiei de Specialitate numărul 3, juridică. 6. Proiect de hotărâre inițiat de primarul orașului Bucovenesc, județul Argeș, privind adoptarea apartenenței la domeniul public al orașului al orașului, al imobilului construcției S-2, având suprafața construită la sol de 840 metri pătrați, situat în orașul Bucovenesc, sat Bucovenesc Noi, Aleea Căminului numărul 14-24, județul Argeș, și imobil teren aferent lovit din suprafață de 2262 metri pătrați, identificat conform planului de amplasament și demnitare a imobilului cel văzut în anexă, care face parte integrată din prezenta hotărâre, și inițializare Comisiei de Specialitate numărul 4, urbanism. 7. Proiect de hotărâre inițiat de primarul orașului Bucovenesc, județul Argeș, privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului Bucovenesc, asupra prețului de 42 metri pătrați, situat în orașul Bucovenesc, Satvanea Mare Porcoria, strada Mori, aferent fostei uzine de apă, precum și actualizarea și completarea inventarului bunurilor care a făcut domeniul privat al Oatei Bucovenesc, trimis spre avizare Comisiei de Specialitate numărul 5, administrat domeniul public privat. 8. Proiect de hotărâre inițiată primarul orașului Bucovenesc, județul Argeș, privind atestarea de apartenență la domeniul public al orașului Bucovenesc, următoarele imobile, având categoria de folosință drum, Aleea Iederei, Aleea Salciei și Aleea Valea Florine, din sat Valea Mare Porturia, prin stabilitare Comisiei de Specialitate numărul 4, urbanism. 9. Proiect de hotărâre inițiată primarul orașului Bucovenesc, pentru a zi prin aprobarea competenței și modificării elementelor de identificare ale poziției pozițiilor anexe hotărârii Consiliului Local numărul 37/1999 și prin verbalul bunurilor care a alcătuit domeniul public al orașului Bucovenesc, județul Argeș, aprobată prin HC 447/2002 pentru următoarele terenuri având categoria de folosință în lume. Strada Narceselor, ulița Necuciu, strada Arsenei, ulița Cimitului, trimis pe avizare Comisiei de Specialitate numărul 4, urbanism. 10. Proiect de hotărâre inițiat de primarul orașului Bucovenesc, județul Argeș, privind scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe și obiectelor de inventar, trimis pe avizare Comisiei de Specialitate numărul 1, buget. 11. Proiect de hotărâre inițiat de consilierul local din Diaconul Mihai, privind creșterea transparenței cheltuielilor și cheltuielii banilor publici la nivelul primării orașului Bucovenesc, a instituției publice de interes local, aflate în subordinea Consiliului Local Bucovenesc, trimis spre avizare Comisiei de Specialitate numărul 3, juridică. 12. Divers. Și ați mai primit, mă avem suplimentată ordinea de zi cu proiect de hotărâre inițiat de primarul orașului Bucovenesc, privind aprobarea achiziționării de combustibil în sistem agro pentru
instituția de vârstă ca noi de toate. Un avort cu suplimentare se supune supun la vot o din anvăzia așa cum a fost inițial, nu este pentru. Abțineri împotrivă. Supun la vot o din anvăzit cu proiectul de hotărâre suplimentar. Cu suplimentarea proiectului de hotărâre citit. Păi explic la momentul când vine sau dacă vreți acum să vă dau explicație pe asta la bazinul despre ce e vorba. Este vorba de o cisternă care vrem să o luăm cu titlu gratuit și ne aprovizionează ei un preț de angro, nu one de time și să eliminăm acele fecefrâuri, 1, 2, săptămânal merg o dată sau de două ori să alimenteze cele 5 utilaje, 5 cu 5 km sau 4 km, puneți 5 litri de carburant la petrol la podul Piteștiului înseamnă 25 litri, dacă se duce de 2 ori înseamnă 50 de litri, de 4 ori pe lună înseamnă 200 de litri. Nu mai zic că nu mai am, avem probe, există și alte posibilități, avem o mână pe CP-ul, atunci va fi un responsabil, să alimentează cameră video, tractorul, buldozerul, bascula, ce avem. Și eliminăm acele... Câștigi și la presc, am și eu sistemul ăsta, da, fermă și câștigi 50 de bani la lit. Deci 50 de bani mai puțin decât să iei la pompă, ți-l aduc și ți-l aduc direct la pompă. Adică 50 de bani ori 4.000 de litri. Nu mai mic, cel mai drag că ce n-am motorină. Hai să vedem, că am uitat când ne-a alimentat, că se duce aglomerație, nu e curent, nu e... Așa, e acolo. Deci totul e gratuit, ne dă o dată pe săptămână sau pe câte ori solicităm prețul care îi comercializează în săptămâna respectivă, prinzi un preț bun, îi 2 tone, el are 5 tone. Condiția este să iei 20 de tone pe an, ceea ce nu consumăm, consumăm o tonă și cât cum e, nu e contabilitatea din noi. Da, da. Da, cam cât consumăm, cam o tonă 200, o tonă 300, am venit în jur de 15 tone, nu ne penalizează, nu ne afectează cu unii dacă nu facem de prin targetul respectiv. Bun, trecem la ultimele zile. Unul, proiect de hotărâre inițiată primarul orașului și primarul de toate, privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local ca membru în Comisia de Evaluare a ofertelor de licitație publică, în vederea insignierii fondului la proprietate de acești departament de toate. Primit la avizare Comisiei numărului din buget. Comisia Anuata s-a făcut propuneri, s-a făcut domnul consilier Ionescu Constantin și a fost votat cu 5 voturi pentru. În labor, transferul de sume către Centrul Cultural pentru luna aprilie 2021, primit spre avizare Comisiei de Specialitate numărul 1 în buget. Comisia aprobă transferul de sume către Centrul Cultural Ștefănești pentru luna aprilie 2021 cu 5 voturi pentru. Deci, da, vizul favorat. Supun la vot, proiectul de hotărâre numărul 2, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. 3. Proiect de hotărâre inițiată primarul orașului Ștefănești de Toate și prin aprobarea contului anual de execuție bugetară al orașului Ștefănești de Toate încheiat la data de 31.12.2020, prin realizare Comisiei de Specialitate numărul 1 în buget. Comisia a aprobat în unanimitate cu 5 voturi pentru. Supun la vot, cine este pentru? Împotrivă. Proiect de hotărâre inițiată primarul orașului Ștefănești de Toate privind desemnarea consilierilor locali în condiția de evaluare a performanțelor profesionale individuale are secretarul general al orașului Ștefănești de Toate și pentru activitatea desfășurată în anul 2020.
trimis pe avizare Comisiei de Specialitate numărul 2 învățământul 1. Domnul consilier Voiculescu Nicolae a făcut următoarea propunere. Florescu Sebastian și Dincea Aurelia. Analizând situația, toți membrii comisiei au fost de acord. Specificăm profesor. Mai sunt alte propuneri? Atunci supun la vot așa cum este din comisie. Cine este pentru? Împotrivă? Ține? Aș avea de propus un amendament la acest numărul 5 și anume de la articolul numărul 4, punctele D și E, să fie eliminate punctele D și E, îngrădesc cumva dreptul cetățenilor de la cuvântul în această sală de ședință. Este un ordin al ministrului cu regulamentul cazului care s-a avut în vedere la întâlnire. Îl vedeți dumneavoastră enumerat în partea de bază legală a proiectului de hotărâre. Este din 2020 și... Dar nu neapărat terminat, dar modificat. În regulamentul pe care dumneavoastră l-ați propus pentru a fi aprobat în această ședință, spuneți așa la punctul D. Posibilitatea și modalitatea concretă prin care cetățenii cu domiciliu sau reședință în orașul Ștefănești pot să asiste la ședințele Consiliului Local și sau să le urmărească pe internet. Posibilitatea și modalitatea trebuie să decidem noi. Sau este deja decis să fim publici? Deci, doamnă, eu am mai spus și cu tot respectul meu dumneavoastră. Nu e greu să citiți. Și în ordonanța 5. Nu e greu să citiți. Și în ordonanța 5. Ascultați-mă. Păi nu, să citiți tipul general. Vorbim de codul administrativ. Să spune așa. Domnule, nu codul administrativ. Este un... Un regulament de funcționare. Un regulament de funcționare intern, da. Care, dacă noi votăm așa cum este propus de dumneavoastră, da. Nu poate interzice cetățenilor să ia cuvântul în această zonă. Nu poate să ia cuvântul. Nu are nevoie acolo specifică cine aceasta poate să ia cuvântul. Poate să vorbească consilierul, să dea cuvântul președintelui și să stabilească timpii pe fiecare subiectul parte. Poate să ia cuvântul un parlamentar, poate să ia prefectul, poate să ia un ministru sau un secretar de stat. Punct. Așa spre nivelele legea, n-am făcut eu. Sau am participat și eu la condițiile în care pot participa la lucrările Consiliului Local. Poate decide Consiliul Local. Deci, ce înțelegeți din asta? Consiliul Local poate decide condițiile în care pot participa. Cum adică? Condițiile, spre exemplu, de pandemie. Nu se poate permite mai mult de 30% de încăpere. Câte, ce capacitate are încăperea respectivă? Nu este mult o pandemie. Nu se specifică aici de pandemie. Sau de sala respectivă. Condiții în general. Pun condiții. De exemplu, facem o condiție să nu vină unul să fie băut sau să vină pantaloni scurți într-o ședință publică de Consiliul Local. Părerea mea este că ar trebui acestor documente să fie modificate sau eliminate. Pentru că sunt destul de nevoie și aș dori să ne gândim ce stabilesc. Eu cred că condițiile se stabilesc atunci în ședința respectivă. În completare a domnului coleg Diaconu și a domnului Gubanu, sunt de acord cu a doua formă a acestui regulament, dar adaptabilitatea vine în funcție de fiecare ședință parte. Categoric, apanajul de a decide dacă au voie sau cum au voie, este tot prin vot democratic în Consiliul Local. În cazul, și eu sunt de acord ca un cetățean din Negrești să vină să susțină pertinent problema cu podul. Dacă noi decidem că va veni și timpul pe care îl vom aloca, nu cred că se va opune nimeni, nu? Dar cum zic, ședințele fiind publice, nu cred că noi putem decide cine ia sau nu ia cuvântul pe care am luat. Dar ce scrie aici? Dar ce scrie aici? Dar ce scrie aici? Autorență prezentă în sală, dar voie să fie și să se răspunde spatele ședinței. Dumneavoastră erați obișnuit cu era scandalul pe vreo. În gândirea mea și cu acordul dumneavoastră, aș vrea să mutăm primăria unde este acum Căminul, la cum e treaba de astăzi, la club, la club, Căminul, se dă clubul, da. Împotrivă? Abțineți? Nu, nu. 7. Proiect de hotărâre în care primarul orașului
Ștefănești de Soare privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului Ștefănești, asupra afecției de 4 km pătrați situate în orașul Ștefănești, Satora Mare Vădurea, Strada Morii, număr aferent fostei uzine de apă, precum și actualizarea și completarea inventarului bunurilor care a găsit domeniul privat al OADES Ștefănești, primit spre avizare Comisiei de Specialitate numărul 5, administrarea domeniului public privat. Comisia a analizat și a avizat favorabil cu 5 voturi. Să pun la7 metri de teren, o laturare 3 metri jumate,
alți proprietari pe altă lat până 3 metri jumate. Noi, ca să putem să, ei ca să poată să ceteze nouă, trebuie, a trebuit să facem cadastru și să dezlipim 42 de metri care să suprapun pe acești 7 metri lățime unde se poate permite drumul. Nu este nicio ilegalitate la momentul ăsta. Dacă vă uitați în raport, este al primăriei Ștefănești, este consiliul. Domnul, noi nu facem absolut nimic. Noi acum așteptăm documentele legale din partea acestor cetățeni, 9 cetățeni care sunt, să le ducă în notariat, să vină la noi, iar cele două și cu al noastră lipim și facem un drum public. Ce e greșit aici? Da, domnule, hai să vă spun eu, să nu știu de poate, să-i dau voie lui domnul Gentea, că e primarul orașului Pizie, să-i fac drum, că i-a cedat, nu știu cine i-a cedat. Că e Gentea, că e Ionescu. Sunt solicitări, dacă ascundeam ceva, nu puneam cerere. A fost deschis, domnul primar. A fost și în 2019, s-a supus comisiei... Dar nu de consiliul local, nu? Nu, a fost numai în comisia de specialitate, așa a fost atunci. Deci e consiliul local. Celelalte 748 de procese pe rost, domnul Mihalcea, ați făcut parte în Consiliul ăsta local. Așa. Sunt pe speță similar? Vă întreb doar așa de cum. Sunt foarte multe persoane în Ștefănești care au procese pe rost pe probleme de fond funciar. Ați fost în cadrul conducerii primei atâta timp. Nu am văzut o prezență atât de vehementă din partea voastră și pentru ce. Da? Înseamnă că n-am urmărit ce trebuie. În punctul de vedere al dumneavoastră trebuia să se transpună în soluționarea și a celorlalte 748 de dosare. Nu știu ce să zic, oamenii sunt încă pe la tribunale cu spețele. De asta am vrut să înțeleg contextul intervenției dumneavoastră. Bun. Să mențin voturile care au fost mai devreme? Bine, absolut. Da, bine. Am învățat mai ce. Iar următoarele străzi, că am avut tot la frază de 2000 altea. Ce se întâmplă? Știți cu toții că au fost probleme anul trecut. Lucrări efectuate în 2014-2015 pentru extindere de apă și canal, unde s-au făcut nu intenționa greșelă, de bună intenție să bage apă și canal la toată lumea, au fost unele străzi care nu au avut cadastru. Noi, cum sunt Chilimenții, Ogărăștii, sunt multe, sunt 7 străzi, le-ați văzut. Avem termen de la apă canal. Știți bine că există un alt, un proiect din Adia apă canal, pe POIM, de 16 milioane 500 de mii de euro. Proiect 2021-2024, așa, pentru extindere apă și canal și modernizare zona blocului, în care oamenii au spus următor, aveți 6 luni de zile să ne predați extrase de carte funciară la cele care nu le aveți prinse în domnul primăriei. Nu faceți treaba asta, noi nu ne mai băgăm și nu ne efectuăm. Vă întreb, n-ar fi păcat să nu facem chestia asta, să mergem repede, să beneficieze toată lumea de apă canal? Posibilități, cu greu cred că vom mai găsi, sau resurse, să putem să băgăm apă canal pe Ugărești, unde trebuie pompă. Bă, Chilimenți, la unde va trebui pompe de pompare ca să prindă coloana din strada Enculești. Adică sunt chestii care, nu știu, așa, nu e posibil dacă le considerați altă dumneavoastră. Și au fost luate toate expresiile care... Nu se poate toate, că trebuie făcute cadastru la ele și până faci cadastru, durează. Până faci cadastru, până îi tabulezi, nu poți. Luna viitoare venim, avem 12 situații de genul ăsta. Și la noi avem un locuiești, tot așa, liniile de atenție. Deci, faci metale. Dacă e, veniți. Se vine pe fiecare lună completare cu alte proiecte de hotărâre. În acordă cu FAC, bă, sunt acolo și chiar acolo. Vrei mai așa în acordă. Vrei să măsoare, o să ridice toful, să nu? Da, da. Bun. O proiecte de hotărâre inițiată primarul orașului Ștefănești de Toate, privind atestarea apartenenței la domeniul public al orașului Ștefănești, a următoarelor imobile având categoria de drum. Alea Ederei, Alea Salciei și Alea Valea Florilor din Sava la Mare Popoia. Primiți realizare Comisie de Specialitate numărul 4 Urbanism. Comisia a vizat favorabil. Până la mea supun acolo așa cum este din comisie. Cine este pentru? Abțineri în secundă? 9. Proiect de hotărâre inițiată pe ordinea. Proiect de hotărâre inițiată primarul orașului Ștefănești de Toate privind aprobarea completării și modificării elementelor de identificare ale pozițiilor anexei hotărârii Consiliului Local din numărul 37 din 1999 privind inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Ștefănești de Toate, aprobată prin HG 447 pe 2002,
pentru următoarele terenuri, având categoria de folosință drum. Strada Narciselor, ulița Necurce, strada Arsenei, ulița Cimitirului. Trimis pe avizare Comisie de Specialitate numărul 4 Urbanism. Comisia a avizat favorabil. Supun la vot. Cine este pentru? Abținere împotrivă. 10. Proiect de hotărâre inițiată primarul orașului Ștefănel Crețu Acil privind scoaterea din funcțiunea amicatelor fixe și obiectelor de inventar, prin spre avizare Comisie de Specialitate numărul 1 Buget. Comisia aprobă și avizează favorabil cu 5 voturi pentru. Supun la vot. Îți spui și nouă ce mi-i place, cred. Sunt multe și așa. Sunt aici. Cu respire. Să bagi acum pe Ungărești, e prinsă în asfaltare, să o asfaltăm și peste un an de zile să vedem să facem să băgăm apă și canal. Eu mai bine ne înjur acum, de moment, decât să ne înjure de două ori. O dată să băgăm apă și canal, sau să asfaltăm acum și după aceea, domnule, a venit și ne-a dat cu strada cu sus în jos. E păcat de Dumnezeu și de bani, plus că nu mai este calitatea lucrurilor, dar ce-s bani. Nu o să fie aceeași. Asta vede cu asta acum. Nu, dar așa ar trebui. Asta așa trebuie și explicat. Cadența fixată este. Aducțiunile de utilizare și implementare natură, ulterior drumul și are o cu totul altă rezistență și financiar. Comisie de Specialitate numărul
Comisia numărul 3 acordă aviz nefavorabil cu două voturi împotrivă și o abținere. Pentru clarificare au fost invitate doamnele Adelaide Buțan și Neșu Carmen din compartimentul juridic al primăriei. S-au constatat anumite neconcordanțe între temeiul legal invocat de către domn consilier în conceperea proiectului de hotărâre prezentat. Aș dori să mi se explice ca inițiator al proiectului, care sunt aceste neconcordanțe. Deci, dacă îmi permiteți, vis-a-vis de raportul noastră de specialitate, am să-mi spun și o părere. Adică, în această specificare, în acelora spune că respectivele contracte sunt înregistrate într-un sistem centralizat național. Da. Este tocmai ceea ce noi vrem să evităm din acest proiect de lege. Pentru că este ceva foarte complex și ceva greu de găsit pe fiecare cetățean în parte. Am mai specificat că aceste contracte se găsesc pe site-ul oficial, unde bugetul anual și exercițiile bugetare sunt afișate. Un procedeu foarte dificil pentru o persoană, o pregătire medie, să zicem, să verifice aceste contracte, este un lucru pe care noi vrem să nu să le eliminăm, să simplificăm. Okay? Ați mai precizat că se pot găsi, sunt publicate în SICAP, se pot găsi la fel o procedură foarte complicată, pe care noi vrem să o simplificăm. La meserie, dacă există. Clauza de confidențialitate. Noi am specificat foarte clar în acest proiect de hotărâre, dacă mă lăsați să termin, vă rog frumos, am specificat foarte clar că nu va mai avea clauză de confidențialitate, cu excepția situațiilor în care legea o prevede sau când intră sub incidența prevederilor legale privind domeniul apărării țării sau ordine publică. Este ceea ce noi vrem să eliminăm sau să simplificăm. Și dumneavoastră le notați în acest raport de dedicare, în raport de specialitate. Ce relevanță are? Nu știm ce se întâmplă, dar ce avem să fim în primul și în primul rând, baza legală nu este transparența decizională, ci liberul acces la informații, ceea ce trebuia să invocați 544. Există o lege 544, de ce este trebuie să invocăm? Este invocată în proiect. Pentru că ăla este liberul acces la informații, nu transparența decizională. Este același lucru. Nu este transparența decizională pe care, un consiliu local poate adopta. Deci noi putem adopta această transparență, dar nu. Nu vorbesc despre legi, că nu le-am făcut, eu nu sunt în gradul să vorbesc despre legi. Colega mea poate argumenta foarte bine. Pot interveni eu la acest moment? Site-ul primăriei orașului Ștefănești a fost realizat în conformitate cu dispozițiile primite de la MEDERA. Și anume, cu privire la primite de la Ministerul Dezvoltării Administrației Publice și Fondurilor. Noi am făcut parte pe mandatul doamnei primar am făcut parte într-un parteneriat pentru guvernare deschisă, la nivel de guvern. Noi am aplicat strategia națională anticorupție, din cazul căreia sunt consilier anticorupție, iar site-ul corespunde tuturor standardelor privind guvernarea deschisă și transparența la nivel de autoritate locală publică. Opinia noastră că are nevoie de altă transparență, nu plus. Este legal ceea ce am cerut noi sau nu? Despre asta este vorba, nu despre ce a făcut dumneavoastră. Ce a solicitat dumneavoastră cu privire la publicarea ordinelor de plată, cu privire la publicarea facturilor pe site-ul primăriei orașului Ștefănești, vin să vă spun că sunt neconcordanță cu dispozițiile legale, și anume, autoritatea publică, autoritatea noi, contractată, avem obligația de a nu dezvolui informațiile privind propunerea tehnică, elementele din propunere financiară. Acestea sunt confidențiale, sunt date cu caracter personal, de aceea clauzele de confidențialitate cuprinse în contractele de achiziții sunt impuse la nivel de guvern, autorităților publice locale, tocmai pentru a se preveni încălcarea unui drept de proprietate intelectuală. Toate aceste date intră sub incidența clauzei de proprietate intelectuală. Așa cum ați observat, probabil ați studiat contractele noastre de achiziție, toate conțin clauză anticorupție, clauză de confidențialitate, clauză conflict de interese, verificări și audit. Tocmai aceste lucruri noi vrem să le simplificăm. Deci dacă dumneavoastră nu vreți să afișați aceste date cum personale, nu le afișați, dar contractele în sine și cum au fost făcute și cum au fost acordate și au fost publicate într-o secțiune separată, unde le putem găsi foarte ușor și foarte simplu. Nu se legătăm în execuția bugetară. Este mai vedeam că sunt secțiunea achiziții publice, este un centralizator cu toate contractele achiziții. Haideți, vă rog frumos, accesați site-ul acum, pentru că am încercat să mă uit și nu am găsit această rubrică. Doar semnăturile sunt rurale,
noastre, în cadrul contractului de achiziții, găsiți toate informațiile pe care dumneavoastră le doriți, centralizate, separat. Nu există o rubrică la momentul actual unde mie să-mi arate toate aceste contracte. Eu am căutat pe site-ul primării și nu există, după ce am văzut raportul dumneavoastră. Nu există, deci este legal să facem așa ceva sau nu? Asta este întrebarea. Așa cum am explicat și în raportul de specialitate, nu putem încărca ordinea de plată, nu putem încărca facturi, așa cum așa de personale, nu le spunem. Toate detaliile privind achiziția publică și anume procedura prealabilă închirii contractului de achiziție publică sunt încărcate pe Forexis. Acesta este un site centralizat al Ministerului Finanțelor care oferă posibilitatea autorității publice locale să nu se abată de la normele legale. Nu putem să extrapolăm anumite dispoziții legale, să venim cu centralizatoare de mână sau de calculator asumate de cine, de o persoană, probabil și în cadrul unui compartiment responsabil cu GDPR sau responsabil cu datele cu 544, când aceste lucruri sunt inserate într-un contract de achiziție. Tocmai pentru că facem parte din parteneriatul la nivel de guvern privind guvernarea deschisă și transparența în cadrul autorității publice locale. Nu are nicio legătură cu ceea ce am cerut noi. Ne-am cerut să simplificăm tocmai aceste proceduri, pe care dumneavoastră se pare că nu vreți pur și simplu să le înțelegeți. Nu vreți să dați curs acestor cereri. Normal să aveți această părere, vă mulțumesc. Așa a spus. Nu am răspuns în concordanță cu dispozițiile legale. Dumneavoastră, vreți un articol? Eu v-am întrebat dacă încălcați vreo lege. În afară de aceea a datelor personale, GDPR. Altceva nu văd. Cele noi de toate să le găsesc. Exact. Vreau să spun și un punct de vedere în numele Consiliului Local și a colegilor de la Partidul Mișcarea Populară. Sunt total de acord cu conceptul, sunt total de acord cu transparența totală, ne-am asumat-o cu toții, dar aș vrea să știu, în primul rând, Mihai, sau e doar ca o recomandare, legile la care se face referire în preambulul acestui proiect de hotărâre 52 privind transparența decizională și a celorlalte articole din codul administrativ, nu susțin în totalitate punctual, ca să nu mai existe discuții de genul ăsta, partea juridică și noi consilierii locale. Ideea este ok. Nu susțin în totalitate, dar nu sunt nici în ilegalitate. Eu le-am citit și eu legea, pentru că e firesc în momentul în care vom expune datele anumitor societăți comerciale care intră în contact direct primăria sau din celelalte servicii, să știm în baza a ce își expun oamenii valoarea contractului, ordinea de plată sau alte sunt scoare. Oricum achiziții publice. De acord. Și punctul de vedere, pe care l-a dat pe serviciul juridic. Mi se pare, cu tot respectul, nu la limita ascunderii legalității fix, la limita normalității, dar cred că, sau eu propun amânarea acestui punct de vedere până găsim cadrul legal pentru a adapta punctual cum transpunem transparența și sigur în alte primării, poate unde s-a implementat mult mai mari sau cu alt buget unde există și societăți comerciale conexe, gen salubritate, gen altceva, direct în subordinea lor, să o putem transpune și noi altfel decât poate deja există. Dacă dorim să vorbim din nou de acest raport de specialitate, în acest raport se mai specific așa, referitor la primăria orașului Ștefănești. Eu îmi spun că unitatea administrativă teritorială Ștefănești, primăria orașului Ștefănești, a avut calitate numai de structură funcțională fără personalitate juridică. Deci primăria Ștefănești nu are personalitate juridică, da? Și totuși, dacă ne uităm pe ce ne-a supus dumneavoastră la vot în cazul trecerii căminului, okay, în proprietatea primăriei orașului Ștefănești sau al unității administrative teritoriale. Unitatea administrativă teritorială okay. Este una, primăria este alta. Da, domnule, exprimarea a fost exact unitatea așa, către primăria orașului Ștefănești. Este singura care are personalitate juridică și operează prin primărie ca executiv și consiliul local ca deliberativ, care nu au personalitate juridică. Dumneavoastră vă exprimați fie ca și unitate, fie ca și primărie, deci puteți-vă, oraș. Am explicat foarte clar. Am explicat foarte clar. Nu au personalitate juridică. Nu au că această unitate administrativă teritorială este adresată primăriei, nu? Face parte din primăriei Ștefănești? Păi dacă m-am adresat primăriei, este clar că... Se va ți adresa primăriei, dar primăria nu are personalitate juridică. Personalitate juridică are decât unitatea administrativă teritorială Ștefănești, orașul.
Atunci există posibilitatea ca parte din ceea ce a spus Mihai aici, în limita, bineînțeles, competențelor pe care le avem ca primărie să furnizăm date care au intrat sub incidența GDPR, să o completeze deja pagina pe care probabil funcționează deja toate aceste date. Adică ca o completare. Pentru că nici noi, în momentul de față, în baza strictă a acestui preambul, nici să intrăm eronat, am votat un lucru, o firmă să vină să ne dea judecate pe toți consilierii locali, fix pe mine documentare. Este specificat clar că cele date personale care nu sunt permisute a fi făcute publice, nu se vor face publice. Deci asta este problema. Problema este faptul că n-am găsit baza legală în care, contradicția care... Baza legală este transparența și legea 544. Noi vrem să o simplificăm puțin. Deci avem un site al primării, unde noi nu găsim aceste contracte. Deci dacă noi vrem să dotăm aceste contracte, nu le găsim. Asta era ideea. Haideți să luăm în urmă. Noi votăm transparența normală, nu? Este împotriva transparența, dar să... Este întâlnit astăzi și noi trebuie să fie bună. Avem cum să votăm. Este întâlnit astăzi și noi trebuie să fie bună. Trebuie să fie legat. Toate prezențele trebuie votate de Consiliul Local, dar nu ceea ce e în afară legii. Nu este nimic în afară legii. Păi dacă nu are 54, vreți nu arată să învățați că Mamaia din Bulești, care e Mamaia din Pina, Basilica sau Ionica. Și pe Zataia și pe Strămunicu. Și pe Strămunicu, da. Ăla interesează, care se legează curentul. Deci să vă matare să vezi dacă ești pe 544, ești și consilier cu atât mai mult, ți se pune în dispoziție ce vrei. Și spun și biroul meu dacă vrei. La mine, la primărie. Eu îmi dețin mai performante. Chiar îmi trebuie domnul Stima a depus acum câteva luni niște solicitări. Exact aceste lucruri de lucerea. I s-a răspuns și a văzut că în sală s-a rezolvat, adică odată la trei. Aveți o problemă cu această modalitate. Domnul primar, acea lege. Asta vreau să-mi spuneți. Domnul primar, vreau și face cerere. Păi, să vreau să vreau și face cerere. Nu? Domnul primar, doamna președinte, Mihai, haideți să amânăm atunci, dacă nu ești de acord. Vino cu o completare mult mai adaptată, probabil, ca să nu existe dubii. Toți suntem de acord este cu... deja specificat. Ce dubii? Ce fel de completare? Raportul de specialitate al primăriei. Raportul de specialitate. Parte punctual, parte din preambulul la care... Pune exact ce se întâmplă. Eu știu, l-am citit, am citit și articolele codului administrativ, am citit cu sunt legea. Doamna președinte, deci sunt două... Dar nu vreau să-mi fiu chemat de judecată. Votare și amânare. Una pentru amânare. Amânarea acestui punct. Deci votăm amânare sau aprobare... Eu am propus amânarea ca să fie aduse toate argumentele și să nu mai existe dubii vis-a-vis de alte legi. Doamna primar, pe ce? Spuneți-vă un punct de vedere acum. Acum să știu. Dar trebuia să votăm la amânarea. Am propus o amânare. Dar trebuia de președinte. Proiectul de hotărâre privind aprobarea acționării de
de folosire în sistem agro pentru motoutilaje și autovehicule din dotarea parcului și textura de motive. Au urtul la sesiunea de pește până județul Argeș. Ministrul Agricultură Comisiei Buget, Comisia a analizat raportul cu varianta consecvențialitate și a realizat un favorabil cu număr de clip votul ferm. Supun la vot. Cine este pentru? Cine este pentru? Cine este pentru? Proiectul cel ce? Haideți să discutăm puțin, pentru că nu toți l-am primit un pic din vot, dacă se poate, haide să... S-a aprobat ordinea de zi suplimentară. Nu, dorește doar să-i câteva detalii principale, pentru că nu toți l-am primit un pic din vot. Deci, este vorba de este un bazin care îl pun la dispoziție cu titlu gratuit, pe bază de comodare. Ok, dacă am discutat mai devreme. Da, supun la vot. Cine este pentru? Trecem la capitolul diverse. Comisia Buget a avut raportul de informare numărul 12.816 din 19.03.2021, depus de Comisia de Inventariere. Comisia a luat act și a citat favorabil cu număr de 5 voturi pentru. Este vorba de raportul Comisiei de Inventariere, raport a raportat adaptat proiectul lui Pintă. Care ne pune la cunoștință regulamentul privind modul de utilizare a microbuzelor școlare destinate transferul de elevi din învățământul universitar. Ne prezintă programul curselor microbuzelor școlare și tabelelor nominale de clase și ne solicită să sprijinim în suplimentarea numărului de curse pentru a respecta siguranța elevilor în contextul epidemiologic și a ne desfășura activitatea conform. Comisia a fost de acord. Doar în momentul de față nu avem redactate cererile, sunt parte din ce am preluat fiecare în parte, mă refer strict la voi pe majoritate, sau parte din decurent, de la cetățeni, pentru a se avea în vedere și pentru buget și utilă. Problema deteriorării stărilor de la utilajele reacționate pe viitoare, în zonele unde se construiesc cartiere rezidențiale, sunt promis să o aveți în vedere, dar o facem punctual. Pietruirile pe toate stările care s-au prins, probabil vom veni cu amendamente și în bugetul local. Plumbările, în situația în care nu urmează reabilitare totală. E domeniul dumneavoastră, dar dau drumul cineva la stație de asfalt? Nu, doar pentru a fi preluate, nu ca un retur. Iar cu celelalte, o să-l las și pe Ionuț. Sima sunt tot punctual preluate. La problema transportului în comun, sau mai majoritatea cetățenilor, a spus și în ședința trecută, au văzut că Basco cu mărăcinenii sunt în ce stadiu cu autobuzele. Ne tot explic o dată. Întreabă și ce stadiu suntem acum, în momentul noi primăria am vrut să
ne asociem, să facem o ADIA exact cum suntem cu cei de la apă și cu cei de la gunoi. Însă, Pitești, ca să poți să faci ADIA transport, trebuie să fie minim 3 localități din proximitate, municipiul Pitești obligatoriu Consiliul Județean. Municipiul Pitești poate fi mandat cu public transport. Noi nu putem să vă propunem niște bani la momentul respectiv. De ce? Păi dacă vă luăm pe voi, voi aveți 5 trasee. 5 trasee. Sunt trasee care au și 4 și 5 mijloace de transport. La momentul respectiv, Bolești, blocul. Deci asta însemna în jur de 22-24 de mijloace de transport. Noi avem 5. Bolești, Fănesaci, Gorani, blocul, Marea Mare. Ei nu, la momentul respectiv, autobuze disponibile să ne poată băga pe noi în primă fază. Și atunci ce a făcut? Ca să poată să înființeze acest ADIA transport, a luat Mărăcinenul, care are un singur traseu, a luat Bascov, are două trasee, spre Merișan, spre Valea Ușurului, Bradu și Piteștiul, care el este ADIA, el este cel mare cu apa canalul, să facem o comparare. Urmând ca și noi să facem această treabă. Totodată se lucrează după noua lege la Consiliul Județean să se împartă traseele, ce? Privind traseele, nu numai la noi, ci în trei județe. Cum au mijloace disponibile și poate să facă, o să o facem și noi. V-am spus data trecută. Asta impactează. Ca să intră, ca și cotizație, înseamnă 0,01 din buget. Este contribuția noastră către cotizația către ADIA transport, iar ca și impact bugetar, o să fie undeva la 0,7% din buget să asigur transportul respectiv. Adică acolo să intervină șofer, transport, carburant, asigură, între tot. Vom fi și noi o proprietate, să zicem așa, acestor autobuze, când va fi ADIA. Da, cetățenii au văzut cu interes. Ca orizont de timp, la momentul respectiv, știți, nu acum, de lună jumate, să intră autobuzele pe autobuzele noastre, după cele 5 trasee, urcă până pe Calea București. Să întorc din... Deci eu zic că e un pas. Și etapa aceasta a doar... Etapa aceasta a doar... A reglat, a zis că maxim 6 luni de zi, că intră la urmă, nu e să facă ADIA. Deci oricum, nu e anul ăsta. Am discutat și pe Marea Mare, că nu se urca sâmbătă duminica, sâmbătă se urcă duminica, am fost la doamnă. Dar de voi mi-au arătat oamenii, am văzut microbuzele, două persoane, ceva. E imposibil să facem o SR și unul de tuturim. Deci iau mai mult distrug la din unul de bani, de mai și în jură dacă îi dăm bani. Deci nu se justifică. Cu gazele chiar acum înainte, mi-a sosit contractul. Știți că de anul trecut, din luna octombrie, noiembrie, decembrie, am făcut demersurile pentru extindere, concesionare și licență gaze Golești. Noi asta facem în prima fază, că nu avem, că să dăm spre concesiune acea suprafață. Facem un contract în care concesionăm suprafața pe unde va fi producta de gaze cu toată suprafața de 6.300 de metri pătrați, 6.300. 2017 facem lucrul acesta, s-a reușit mă. Nu, e contractul, uitați, este deja făcut contractul, acum ne mai ține o singură chestie. În loc, contabil așa este aici, ne trebuie scrisoare de garanție, care reprezintă 3%. Am vorbit cu o bancă, să ne facă scrisoarea de garanție de 3%, să câștigăm vreme. Ca altfel ar însemna luna viitoare cu bugetul, până să publică, până intră în vigoare, ajungem în luna mai iunie. Și pierdem vreme. Va pentru care puteți să începem proiectul tehnic. Care sunt condițiile băncii care vor obține scrisoarea de garanție? Nu este nicio condiție, este o chestie de colaborare, o să ne stabilească o sumă. Există două variante. Conform legii 98, pentru o poliță cașco, dar tot astfel trebuie să plătești poliția casco și la unitatea asiguratoare asigură contravaloarea dacă sunt în joc planii. Nu vor, așa trebuie legea. Le-am spus că dau extras de cont în trezorărie, avem o tabelă de consiliu. Le dăm SP-ul. Am zis, domnule, asta este prevederea legală. Trebuie să dați 3% din total valoare. Ne-a prelungit. Aveam 12 luni la data semnării contractului. Am stabilit cu ei și am negociat. Avem 36 de luni de la obținerea AC-ului, autorizației de construire,
nu există mai mult de atâta, nu există altă... Ordonanța 178 se va putea face în vreo anumită zonă? Eu vreau să mergem, dacă considerați că e bine, aș vrea să mergem în Curești Postarul, dar să prindem să facem și documentația din punct de vedere financiar al nostru. Să vă spun de ce, am mai legătura la gaze, credeți-mă, cred că 3-4 luni de zile, cred că i-am zăpăcit pe ăștia la gaze. Și mi-au spus în felul următor, dar nu e imposibil. Dar e greu de realizat pe urmă de 7. De ce? Zilnic sunt între 9.000 și 10.000. Vă spun asta în urmă cu 3 săptămâni am discutat pe subiectul ăsta. O să putem să facem și noastră, nu putem să facem. Vreau să terminăm cu rusești și cu izgorani, care sunt deja începute, sunt studii, sunt plătite, sunt proiecte. Parcă e păcat să le dăm la o parte după ce am cheltuit niște bani, s-a cheltuit niște bani, da? Corect. Și să mergem pe 178 și să avem surpriza la anul, pe vremea să se spune timpul, nu se este. Nu, acolo se termină și începem în partea cealaltă. Dar mergem să începem, să vedem. Speranțele, această ordonanță 178 s-a votat deja în noiembrie anul trecut. Suntem la începutul, aproape în aprilie. Nu este ordonanță, este un ordin la... Un ordin 178. Un ordin din octombrie 2020. L-am votat deja din noiembrie anul trecut. Nici acum nu am început, nici pe care am fi putut face concomitent. Ce-am votat? Acest ordin. Noi l-am luat că îl putem adopta, dacă urmăriți și doriți. Ce-am votat? Am votat noi treaba asta? Exact. Am explicat de el, nu am votat nimic. Dacă vreau să-l dat un proiect, am votat noi pe anul... Domnule, l-am supus această variantă, am supus-o la vot. Există un proces de vot. Domnul, poate la altă ședință, nu la noi. Când vreau să mă duceți pe la Pitești și pe alte localități. Vreau să fiu informat, normal. Deci poți să vă aduc procesul normal, da? S-a luat în discuție. S-a luat în discuție, bun. E altceva, dar nu s-a supus la vot. Haideți să facem la vot în discuție. Nu s-a întreprins nicio acțiune în acel sens. Adică este ceva ce se poate face, dar nu-l face. Unde să-l faci? La gente. La noi, la ședință. Unde să-l faci? Unde la Ștefănești? Pe stânga, pe dreapta, înainte, înapoi? Unde? Nu o să aveți un aparat administrativ. Nu, dar unde dacă sunteți consilieri? Dar văd că vă ocupați cu becurile, că nu merg lăpile, că nu merg lăpile. Absolut, cu tot ceea ce încerc cetățenii. Tot, dar concret și să vadă omul că, într-adevăr, nu faceți numai gargare. Puneți mâna la treabă și faceți lucruri serioase. Ah, deci mă mulțumesc. Dați oameni. După muncarea noastră, dar bun. Păi nu știu. Poate să încetați voastră de mare. E interactiv. Așa eram acasă toți. Domnul Mihai, avem ceva? Podul Negrinești, ne tot întreabă de Podul Negrinești, de noi după ce. Podul Negrinești, am cerut expertiză, v-am spus de anul trecut, m-am spus că ordinul ăsta la 178, a fost inițial proiectul PNDL 2, Plan Național de Dezvoltare Locală 2. Nu s-a dus pe decontare, însă acolo a fost un litigiu, sunt probleme. Am făcut exemplu. Vreau să aduc acum și nu se duc. Ce probleme? Sunt probleme de punct de vedere execuției și financiar. Acum așteptăm data viitoare, ședința următoare. Bă, expertiză, bă, am cerut expertiză. Am cerut expertiză. Eu am cerut expertiză. Este expertiză. Pentru asta se face expertiza. Este expertiză. Acolo s-au investit niște bani. Bun, mi-a luat apă și s-a întâmplat. Deci, și mai am o problemă, că trebuie să fie niște trecută. Doamna Secretarul, să notați, eu primar. Vă spun și doamna contabil. M-am cerut acele două bazine dezafectate la Ștefănești, la Brugiu. Nu le-au zis bazinii. Care bazine? Ce bazine? Două bazine care au fost făcute de alimenta bătimpul. Da, unde sunt bazinii? Adică problema ajutorului SIMA. Președința din 2019. Domnul Mihai, dar vă întreb, atunci când au luat foc, dar m-am văzut chiar la televizor, că noi Ștefănești suntem... Da, domnule, eu n-am fost acolo. Nu, dar vă întreb, s-au scos, că dumneavoastră spuneți unde sunt, în pământ știu eu. Nu, domnule, s-au scos, că s-au făcut contract cu ele, s-au plătit. S-au valorificat. Păi unde sunt, nu spune nimeni nici de aia, unde sunt bazinii? De ce, domnule? Spune papa la pe ce anume? Faceți o cerere să mă răspund. Păi am făcut dumneavoastră. Și ați spus? Nu știe. Drone trebuie să cumpărate. Nu știe. Mai cine știe? Dumneavoastră știe ce s-a întâmplat cu ele? Domnul vă impresionat, nu v-am înțeles.
Nu vă interesează că sunt banii publici. Mă scuzați, gata, nu? Unde sunt acele două bani pe care trebuie să le folosim la, chiar la Puma de Dești, era un mare om, și ceva, le decapitam pe, adică le tăiam, cu țeamă, vreau să le folosam și la pură. Deci unde sunt locuri la doamna la bătare? Haideți să vă spun. Deci există, dar vă rog, hotărâri de Consiliu, am verificat în urma solicitării domnului Halcea din ședința anterioară, există un hotărâri de Consiliu, există un contract, au fost dezafectate, valoarea de 39.000 lei, așa s-a aprobat în rectificarea bugetară, 40.000 lei, însă nu face referire la acel contract, unde sunt obiectele care au fost dezafectate, ce s-a făcut. Atâta pot să vă spun, mai mult nu pot să vă spun, atât au fost documentele care vă le-am arătat. Și e publicitatea Consiliului Local, unde sunt? Cine le-a susținut? Dar nici nu spune să nu și le spune. Deci unde sunt doamna? A fost bine, v-a spus o dragi mare. Deci da. Era pe tipul noastră, eu am plecat. Unde sunt? Dați un răspuns? Adresați-vă în scris executivului. Eu i-am adresat să dea. Da, așteptați răspunsul. Mi se pare corect. Trebuie foarte serios. Cetățenii au primit un grafic pentru colectarea deșeurilor vegetale, cu mai majoritate în urmă să trecem. Ați făcut o cerere, veți primi un răspuns, dar acum noi ce putem spune acum? Vă veni curtea de Majoritatea îl înțeleg că doar o lună pe an și într-o zi. Au și specificat pe care le-a înțeleg. Într-o parte, străzile într-o parte, Înțelege că dacă e în dreptul datei respective, numai acolo, aici străzi. Date, zice, datele de colectare a anului 2020, depinde și după aia începe de două ori pe lună. Fetele care au distribuit procurașii respectiv, au explicat la fiecare cetățean acolo. Dom'le, ce pita așa la relita, pentru că nu-mi pare creștere. Și atunci de ce mă întreb ori? E luna iulie, eu dar am creștere. Nu e. Eu am creștere. Nu e. Nu e. Nu e. Deci a doua săptămână și a patra săptămână din lună. Da? Exact cum e cu prima și a treia, cum e cu reciclabil, așa e și cu legile și da. Referitor la tiriașii aceia de în locul 18, ce demersuri s-au făcut ca să-și poată achiziți sau să-și poată cumpăra apartamentele? Trebuie să caute, am dat la, ziceți, la Registrul Agricol și urbanism să găsim o soluție legală, să vedem cum putem. În primul rând să găsim documentul lor de proveniență, ca noi să băgăm, să dăm o tărâți, vedem dacă există pe data să-l vindem, să le vindem.
da. Da, aia vrem să facem. Erau ale apă canalului, da, acum. Dacă mă întrebați pe mine, mă spun și-o că mine cu toate blocurile astea, de când au fost deși realizat. Și culmea e că toate apartamentele au fost rămas trei proprietari în tot cartierul care nu-și pot cumpăra apartamente. Da. Noi trebuie să găsim o formă legală, în primul rând, mai devreme spunea un coleg al nostru, domnule, ca să poți să treci ceva la tine, să trebuie proveniența. Noi să vedem proveniența, cine prevede proveniență și dacă putem să ne străinăm, putem sau nu putem să ne străinăm, la legea asta. Acum s-a putut, Dumnezeu știe. Vrem pe o dată în arhivă. De ce ai găsit ceva? Că vă dați seama. Au locuit, oamenii nu au avut bani, au locuit de pe lumea acolo și au rămas singuri care nu pot cumpăra apartamentele. În care locuiesc cu chirie de pe timpul. Dacă nu mai sunt probleme, de la ce